Cum e să fiți vaccinat? Ați făcut și a doua doză, ați avut rapelul. Cum vă simțiți? Păi, uite, eu să fac acest gest, pentru că am deja câte zile, o săptămână de la rapel, mai mult, 10 zile am de la rapel, să fac acest gest, să-mi scot umblu de luni de zile cu masca în emisiune, o să o scot. Pentru că asta este ideea, avem distanța regulamentară, suntem în legalitate acum și, în plus, am două doze de vaccin. Deci pot să-mi scot masca. Și ăsta este un mesaj pentru toți cei care mai ezită să se vaccineze. Când ai două doze de vaccin, simți oarecare ușurare. Sunteți, nu? Mai relaxat. Sunt mai relaxat, da. Și pot să-mi scot masca. Același lucru se va putea și pentru ei, nu numai masca, ci și multe alte lucruri vor fi permise pentru cei vaccinați. Asta nu înseamnă că nu o să pun masca după ce plec de aici. Pentru că respect în continuare regulile astea care sunt în momentul de față, respect distanța, masca, dezinfectarea și o să le respect poate și după ce nu o să mai fie ele cerute în mod legal. Dar vaccinul înseamnă o porție de libertate. Mm-hmm. Înseamnă asta, că tot strigau diversi antivacciniști ieșiți în stradă cu haita, strigau că vrem libertate, da? Adică vaccinul era văzut ca un atentat la libertatea oamenilor. Vrem să nu purtăm mască, vrem să nu ne vaccinăm și asta înseamnă libertate. Nu! Nu, stimabililor, libertatea înseamnă să te vaccinezi, pentru că dacă te vaccinezi, iată că poți să fii mai liber, da? Încep să se relaxeze constrângerile în jurul tău. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.